Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Îmi cer scuze încă de pe acum de lumina care poate să facă feste în timpul videoclipului. Este foarte mult soare afară și mi-a fost destul de greu să găsesc un mod în care să mă văd și eu bine, să se vadă și în spate bine, să nu ne deranjeze nimic. Așa că s-ar putea partea asta să fie mai multă lumină pe dată. Chiar dacă sper că nu, pentru că aparatul meu nu are opțiune de a vedea eu cum se vede în timp ce filmez. Așa că I'm just hoping for the best. Astăzi am vrut să vorbim despre un subiect care în lumea noastră cititorilor cred că este destul de controversat și acela este adaptările și părerea mea despre adaptări. După cum ați văzut, de foarte mult timp se fac filme după romane sau după serii sau seriale sau orice, de la short series până la seriale de multe sezoane, la filme, la orice. Și cu toți știm că nu toate, dar majoritatea adaptărilor sunt de obicei groaznice. Adică ăsta e adevărul. Într-adevăr este foarte multă muncă pusă, doar că cu toții avem adaptările care pur și simplu mi s-au părut groaznice și eu le am. Dar în același timp există și adaptări care sunt chiar mai bune decât cărțile, ceea ce este shocking, și adaptări care sunt pe același nivel cu romanele. Eu prefer să văd o adaptare care să aibă multe elemente din carte. Într-adevăr, știu că este absurd să-ți dorești o adaptare cu pur și simplu tot ce se află în carte, pentru că nu ai cum să faci o adaptare atât de perfectă, cu toate că există adaptările de Hunger Games care sunt perfecte. Este foarte greu să ajungi la o asemenea adaptare, doar că cred că cu toții ne dorim o adaptare care să aibă cât mai multe elemente din carte și multe elemente care să nu fie schimbate, pentru că nu știu dacă ați observat, doar că eu de când am început să mă uit la adaptări, pur și simplu observ că sunt atât de multe elemente schimbate din carte, încât pur și simplu la un dat am impresia că scenariștii efectiv uită de la ce carte au pornit și de la plotul din cartea aia. Efectiv, foarte multe adaptări pe care le-am văzut sunt atât de diferite de carte, cum ar fi cele de la The Maze Runner, de la Labirintul. Cu toți știți că eu nu suport seria aia și că niciodată nu mi-a plăcut și că nu mi-a plăcut cărțile, doar că totuși am văzut toate filmele și, sincer, filmele sunt de o grămadă de ori mai bune decât cărțile. Primul film este destul de asemănător cu romanul, doar că primul roman este și cam singurul dintre romanele bune și, pur și simplu, de la al doilea roman, seria a început să se ducă foarte jos și să devină proastă și filmele a început să se ducă foarte în sus, ceea ce a fost bun, sincer, pentru că mi s-a părut mai enjoyable să mă uit la film decât să citesc cărțile. Acum îmi pare rău pentru cei care au citit cărțile și v-au plăcut, mie persoană mi-au plăcut și mi s-a părut filmele mai bune, gen efectiv a doua carte din The Maze Runner nu pot să o suport la cât de mult nu mi-a plăcut. Și totuși, filmul pentru ea este pur și simplu amazing. Cred că este cel mai bun film din franciză, pentru că nu numai că au arătat ceea ce se întâmplă în carte, au schimbat acțiunea încât să fie enjoyable. Nu știu dacă au făcut-o on purpose pentru că al doilea volum a fost groaznic sau pur și simplu au schimbat ei filmul, cum schimbă de obicei adaptările. Doar că pur și simplu, adaptarea pentru al doilea volum a fost atât de bună, a fost wow. Și la fel și adaptarea pentru al treilea volum a fost foarte fain și foarte emotional și pur și simplu eu m-am atașat de seria The Maze Runner prin filme, nu prin cărți, pentru că franciza de filme a fost pur și simplu extraordinară, în timp ce cărțile jos. Acum, un exemplu de cărți care sunt foarte bune și de filme care sunt foarte bune este The Hunger Games. Probabil majoritatea am văzut The Hunger Games. De obicei, dacă cineva nu a citit The Hunger Games, pur și simplu merg și recomand filmele, pentru că putem confirma cu toții care am văzut filmele că pur și simplu filmele de la The Hunger Games sunt cele mai bune adaptări. Mai ales adaptarea de la Catching Fire, de la al doilea volum, cred că este efectiv tot ce și-ar dori un book lover de la adaptarea cărții care îi place. Efectiv, adaptarea este perfectă. Nu am văzut nicio greșeală, nu am văzut nicio chestie care să nu fie în carte. Pur și simplu, adaptarea de la Catching Fire este efectiv modul în care eu mi-am imaginat cartea aia și este tot volumul. Pur și simplu, este tot volumul. Deci, ce au făcut cu adaptarea aia, pur și simplu, este amazing. Și toată franciza de filme este foarte, foarte, foarte bine făcută. Are elemente din carte, acting-ul este foarte bun. Nu au schimbat de mult din carte și ce au schimbat, au compensat pentru asta și au făcut să aibă sens schimbările. Nu pur și simplu au luat cartea și au măcelit tot plotul din ea ca să facă un film. Pur și simplu amazing. Efectiv amazing ce au făcut din adaptările alea. Apoi mai există și tipurile de adaptări care pur și simplu sunt extrem de diferite de carte, dar bune, cum ar fi Love, Simon. Love, Simon, filmul este pur și simplu altceva față de roman. Am citit și romanul și am văzut și filmul. Pur și simplu ambele îmi plac, doar că realizez că nu sunt la fel. Doar că pur și simplu nici nu pot spui că una este mai bună decât cealaltă, pentru că ambele sunt bune și cu toate că sunt atât de diferite una de cealaltă, tot sunt bune și
tot au respectat povestea și cursul ei, cu toate că au schimbat. Asta accept, să văd lucruri schimbate din carte, dar făcute într-un mod bun, pentru că Leo Simon chiar este o adaptare foarte bună. Cred că este una dintre cele mai bune adaptări de roman contemporary pe care eu personal am văzut-o. De asemenea, altă adaptare foarte bună care mi-a plăcut a fost cea de la Absolut Tot. Știți că mi-a plăcut foarte mult cartea la vremea ei, există o recenție pe canalul meu pentru ea, în care pur și simplu o ridicam în slăb și spuneam că este cea mai wow carte. Acum i-am ca schimbat părerea despre ea, nu mi se mai pare chiar așa wow citind altele și mi se pare foarte amuzant cum videoclipul ăla este dintre cele mai vizionate videoclipuri ale mele și acum când mi-am amintesc de el ceva gen doar că tot îmi place cartea și adaptarea este foarte bună și mi-a plăcut modul în care au făcut o altă perspectivă asupra poveștii și asupra poveștii dintre cei doi îndrăgostiți. Pur și simplu unele adaptări care sunt foarte, foarte bine făcute chiar dacă sunt schimbate. Acum eu personal de la o adaptare îmi doresc foarte, foarte mult să respecte cartea, să respecte modul în care, nu neapărat eu mi-am imaginat-o, cât modul în care trebuie să-ți imaginezi cartea aia. Pentru că eu, dacă aș fi autor personal, mi-aș dori ca filmul care e făcut după cartea mea pur și simplu să aibă viziunea pe care eu am avut-o când am scris cartea. Pentru că, până la urmă, de ce ai lua o carte, adică eu să o transform într-un film, numai ca să faci un total diferit încât cititorii pur și simplu să nu se regăsească în el, să nu regăsească plăcerea aia pe care au avut-o când au citit cartea în el. Eu am pățit lucrul ăsta cu seria Divergent. Seria de filme Divergent nu este seria mea preferată de filme, este chiar printre seriile de filme care chiar nu-mi plac, pentru că pur și simplu au modificat întreaga carte și pur și simplu să nu vorbim efectiv despre modul în care a fost delimitată franciza și făcută pe general, pentru că pur și simplu avem primul film, avem al doilea film, apoi Allegiant, care este împărțit în două părți, din care a apărut doar partea întâi, partea a doua n-a mai apărut nici până ziua de azi. Actorii au renunțat complet la ideea de a face o parte a doua aceea și sincer este bine, doar că în același timp este și rău, pentru că Allegiant, filmul efectiv este total diferit față de roman și pur și simplu la un dat am avut impresia că în partea a doua pur și simplu au de gând să schimbe total finalul cărții, să nu se mai întâmple ce se întâmplă la finalul cărții și sincer au schimbat Allegiant într-un mod în care chiar sunt curios acum să văd ce ar avea de gând să se întâmple în partea a doua, ce ar avea de gând să facă, pentru că pur și simplu au făcut ceva total diferit, ceea ce pe moment m-a șocat, doar că după asta și m-am gândit și mi s-a părut că este interesant și acum pur și simplu au decis să nu mai facă o parte a doua, să facă un fel de serial care nici ăla nu cred că se va întâmpla cu alți actori. E pur și simplu ceva gen... Why? De ce, în primul rând, au schimbat de mult din carte? Primul volum este efectiv foarte bun ca film. Chiar mi-a plăcut filmul ăla. Cu toate că sunt foarte multe lucruri diferite, mi-a plăcut. Apoi, Insurgent este pur și simplu groaznic. Efectiv, adaptarea de la Insurgent este groaznică, după părerea mea. Și au schimbat efectiv foarte mult din carte. Și mi-amintesc că am plecat atât de dezamăgit de la filmul ăla, pentru că nu a fost deloc ceea ce mă așteptam, pentru că mie Insurgent mi-a plăcut extrem de mult. De fapt, mie toată seria Divergent mi-a plăcut. Romanele, nu filmele. Și să văd niște adaptări atât de proaste pentru ele, pur și simplu mi-a frânt inima și tot timpul mă gândeam de ce Veronica le-a dat voie să facă niște adaptări atât de proaste, adică ea nu a avut nicio vorbă în chestia asta, pur și simplu lucrul ăsta mă deranjează, că autorii pur și simplu efectiv îi lasă să-și bată joc de cărțelor. În aceeași oală pot să bag și adaptările de la Shadowhunters, care știți că seria mea de suflet, și pur și simplu au distrus seria. Efectiv, deci cărțile sunt geniale, bine, nu toate, dar majoritatea sunt geniale și ideea din spate geniale și modul în care sunt scrise și acțiunea și tot. Și pur și simplu avem filmul ăla de la City of Bones, care nu este atât de wow și este iar diferit de roman. Și apoi avem serialul, care a fost și anulat for a reason, după părerea mea, care iar nu respectă aproape deloc cărțile. Pur și simplu am văzut primul sezon și după aia am zis pa, pentru că mi s-a părut o bătaie de joc. Personal, mi s-a părut o bătaie de joc la adresa cărților. Îți dai seama să faci niște adaptări atât de proaste încât nici măcar Cassandra să nu fie de acord cu ele, pentru că îmi amintesc cum mă uitam la un clip de-a lui Cristina care a luat interviu Cassandrei și a întrebat-o pe Cassandra ce și-ar spune dacă s-ar duce înapoi în trecut și Cassandra pur și simplu a zis că nu și-ar mai vinde drepturile pentru cărți oamenilor ca să facă filme după ele, pentru că pur și simplu a ieșit a mess și serialul ăla, nu știu dacă vă mai uitați, doar că eu am mai urmărit ce s-a întâmplat pe Instagram, pur și simplu a devenit a mess, nu are nicio legătură cu cartea și mi se pare atât de aiurea. De ce ți-ai luat din timpul tău să faci niște adaptări pentru niște cărți ca să faci asta din ele?
De ce? De asemenea, ultimele adaptări care au apărut mi s-au părut destul de interesante, de exemplu, acum urmăresc adaptarea pentru Căutând-o pe Alaska, cartea lui John Green, care știți că îmi place foarte mult și am văzut un episod și vreo jumate și chiar mi se pare o adaptare bună. Îmi pare rău că nu am mai mult timp să o văd ca lumea, doar că ce am văzut din ea pur și simplu îmi place atât de tare și se seamănă atât de mult cu ceea ce am citit eu și ca modul în care arată personajele, cât și ca acțiune. Și pur și simplu, ăsta e tipul de adaptare pe care îl vreau și pe care probabil îl vrem tot. O adaptare în care să se respecte elemente din cărți și pur și simplu să se vadă viziunea autorului și modul în care îți imaginezi cartea din ceea ce citești. Nu cred că cerem atât de mult, sincer. Pentru că așa mi se pare normal în momentul în care un autor a scris un roman și a avut o anumită viziune asupra a ceea ce se întâmplă. E normal tu ca scenarist să respecti viziunea, să respecti ceea ce a făcut el din carte. Într-adevăr, nu să faci tot romanul motamo, cu toate că eu personal mi-aș petrece timpul cine m-a văzut un film de vreo 5 ore în care este efectiv tot romanul făcut cu fiecare detaliu, ar fi amazing. Așa probabil ne dorim toți să fie o adaptare, doar că în același timp mi-aș dori să văd adaptările făcute ca lumea și pur și simplu făcute normal și nu prea exagerate sau prea prost sau prea schimbate. Pentru că până la urmă adaptare după carte, încep de la o carte, ar trebui să stai în zona acelei cărți, nu să te duci tu în zona ta, sincer. Ei bine, acesta a fost TED Talk-ul meu despre adaptările de la filme. Nu știu ce m-a apucat, m-am uitat săptămâna trecută prin notițele de pe caietul meu și mă gândeam să fac un videoclip cu cele mai bune adaptări și un videoclip cu cele mai proaste adaptări, doar că am realizat că nu aș avea destul de adaptări pe care le-am văzut încât să fac un ranking și am decis pur și simplu să fac un videoclip în care discut și vă spun părerea mea despre adaptări și cam cum aș vrea să fie și sper că a avut sens ceea ce am zis, sper că v-a plăcut, să spuneți în comentarii care este părerea voastră despre adaptări și cum ar arăta o adaptare perfectă pentru voi și care sunt adaptările voastre preferate, dar și adaptările care nu vă plac. Să dați like acestui videoclip, share, să vă abonați la canalul meu, să-mi dați follow pe Instagram pentru mai multe update-uri și să mă ajutați când mai am nevoie de idei pentru videoclipuri sau când mai am nevoie de voi pentru videoclipuri, cum a fost acum câteva dăți. De asemenea, să verificați celelalte rețele de socializare ale mele. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!